După 3 luni de odihnă în care școlile au stat încuiate, cei responsabili de confortul elevilor se apucă abia de acum încolo de reparații. Asta ca să nu piardă zeci de milioane de euro din fonduri europene. Mii de copii se pregătesc să se mute în cel mai fericit caz în niște containere, cei mai puțin norocoși în anexe ale primăriei, mansarde sau săli de sport. Revoltător este că unele șantiere nu respectă normele de protecție și expun pe școlari la accidente grave. Un băiețel de 6 ani, abia ieșit de la ore, plânge cu picioarele atârnate în șanțul de lângă școala lui. Lângă el, un excavator intră și iese din incinta unei grădinițe în construcție. Șantierul acolo nu l-a asigurat deloc, că era un copil așa în șanț mai devreme. Da, dar o să asigure pe aici sapă și... Păi nu se asigură întâi se sapă și după aceea se asigură. Vechea clădire a grădiniței școlii 194 a fost demolată în septembrie anul trecut, iar atunci cei 130 de copii au fost mutați la parterul școlii 190, aflată la 3 stații distanță. Teoretic, constructorii ar trebui să părăsească șantierul peste o lună și jumătate. Urmează racordarea la utilități și mobilarea noii clădiri. Însă reprezentanții primăriei spun că nu există un termen exact pentru aceste etape. Gard în gard, școala gimnazială a depășit 2000 de elevi. Fluxul uriaș al școlarilor înscriși cu vize de flotant i-a scos pe cursanți din clădire și i-a cazat în containerele din curte. Noi aparținem de școala numărul 194, este al doilea copil care îmi învață la modular. Directoarea spune că a fost obligată să primească 250 de copii în loc de 130 la pregătitoare. Aceasta e realitatea, da? Mobilierul este nou. Mai avem un pic de lucrat la ceea ce ține de zona de educație. În fața celei mai vechi școli de muzică din București sunt finisate 10 clase modulare unite. Ultimul pas este izolarea de șantierul clădirii de patrimoniu, vizibil degradată. Urmează să îi găzduiască peste o lună pe cei 800 de elevi ai Colegiului Național de Arte din Ulipati. Clădirea cea veche are aproape 75 de ani, iar cea mai recentă renovare de amploare a fost făcută acum 3 decenii. Am început demersurile de renovare, de modernizare, de igienizare cu niște 10 ani în urmă. Și acum suntem dispuși să facem această jertfă. Încă 5 școli din capitală se vor muta în containere în următoarele săptămâni. Și acești copii dintr-o comună arădeană vor face orele într-un spațiu amenajat în pripă, cât timp școala lor veche de 97 de ani va fi reabilitată termic. E o încăpere a primăriei, așa că un an vor fi colegi cu aleșii locali. A trebuit să mai găsim un spațiu și atunci am ales această soluție ca una dintre clase să vină aici în sala de ședințe a Consiliului Local Zimandu Nou. Finanțarea lucrărilor înseamnă 2 milioane și jumătate de lei, fonduri europene pentru mediu.